Ieșenii care dețin câini îi pot lăsa în țarcuri special amenajate. Unul dintre acestea este în Parcul Voievozilor, pe locul fostei toalete publice. Numai că acel țarc nu a fost observat până acum de către oameni. Chiar și cei care l-au văzut nu au încredere că animalele lor de companie s-ar simți bine acolo. Nu. De ce? Păi să mergi câinii cu oamenii. Păi în țările europenii sunt parcuri pentru pisici, parcuri pentru câini. În România de ce n-ar fi? O părere bună, mă gândesc. V-ați lăsat câinele acolo. Nu știu dacă ar fi sub o supraveghere oarecum și într-un loc prielnic și curat, poate că nu m-ar deranja, știți? Dar nu cred că acolo i-ar fi locul. Unde sunt parcuri, nu știu, mai adecvate, mai cu copou, spre exemplu, sau în altă parte. Ne-a până acum? Nu, niciodată. Deci el țin așa în lese, deocamdată nu l-am pus niciodată acolo. Deci eu până acasă una, două, ajung una, două octoare, îl țin în lese. Doar dacă sunt mai mulți să se joace, dar depinde să nu fie femeie, bărbat acolo. Sunt mai multe întrebări. Țarcurile sunt suficient de generoase ca spațiu încât să încapă atât câini mari cât și câini mici, existând chiar și zone care delimitează spațiul. E o inițiativă care a pornit acum 2 ani de zile din partea primarului Mihai Chirita. Foarte mulți cetățeni care își plimbă câini doresc să aibă un loc al lor în care să-și poată plimba animalele. Au fost iubitori de câini care au dorit și o altfel de plimbare cu animalul pe care l-au în gestiunea de întreținere și astfel de situații nedeterminat să construim aceste locuri de special dedicate acestor acțiuni. Și în Copou au fost amenajate astfel de țarcuri, iar reprezentanții municipalității vor identifica noi locuri care pot fi amenajate drept țarcuri și în celelalte cartiere.